Bună și bine v-am regăsit! Am promis că vin cu noutăți, iar astăzi vreau să vorbim despre câteva parfumuri lansate în 2024, ce am reușit și eu să testez, dar și despre parfumuri ceva mai vechi, am aici câteva decanturi despre care vreau neapărat să vă povestesc. Dar înainte de toate, înainte să trecem la parfumuri, nu uitați să vă abonați, să împărtășiți cu prietenii voștri, să lăsați un like și să vă alăturați dacă vreți să susțineți acest canal. Și aștept cu mare drag comentariile voastre. Dacă nu simțiți nevoia să comentați, măcar lăsați-mi acolo în comentarii o inimioară, să știu că sunteți acolo, că sunteți alături de mine și este și nevoie de activitate pe acest canal ca să meargă mai departe, mă motivează și pe mine, așa că țineți cont de toate aceste lucruri care ajută. Haideți să trecem la parfumuri. O să încep cu un parfum care a fost la reducere pe Military Shop, un parfum lansat în 2024 și este vorba despre Olympea parfum. Sticla aceea neagră m-a cucerit, arată foarte, foarte bine și acest parfum este creat de Paul Guerlain și Anne Filippo, un parfum cu note de salvie, acorduri verzi și piper roz în deschidere. În mijloc avem iasomie, floare de portocal, ulei de trandafir și în bază avem rășină benzoică, mosc și vanilie. Trebuie să vă spun că am testat parfumul acesta și pe piele, pentru că e greu să testez pe blotăre în magazine. L-am testat de două ori, l-am testat întâi pe blotăr, nu m-a mulțumit și l-am testat și pe piele. Că mi-a plăcut de când l-am pulverizat. Arată aici pe Fragrantica că este asemănat cu ruj malachit. Nu știu cât de mult seamănă în deschidere, pentru că eu nu am testat ruj malachit, dar am mai testat clonă, am testat Zenobia, de fapt, pe care l-am și purtat. Și atunci când se usucă, haideți să vă spun întâi cum, ce mi-am notat eu aici despre el. Ambrat, vanilat, dulce, spicy, sexy. O iasomie ambrată, vanilată și spicy și mi-am notat eu aici că în uscare are acea iasomie spicy, sexy, ambrată, care mă duce cu gândul la Zenobia și care Zenobia este o clonă ruj malachit. Deci parfumul îmi place. Mi se pare că se îndepărtează de celelalte flancăre Olympea, așa că dacă aveți deja în colecție, să știți că nu o să fie asemănător cu niciunul dintre acestea. Da, se simte izul acela spicy, puțin sărat, pe care îl simt și în Olympea, izul acela sărat cumva. Eu v-am mai zis și când am vorbit despre Zenobia că mi se pare că e ceva sărat acolo. Dar da, este un parfum frumos, este un parfum pe care poți să-l cumperi blind dacă îți place iasomia. Eu am avut impresia când am văzut sticla aceasta că o să fie ceva super întunecat, ceva mai greuț așa. Dar nu este deloc așa, este un parfum cald și sexy, o iasomie frumoasă, un parfum feminin. Da, mi se pare că poate fi purtat seara, pentru că este așa un misterios. Este un parfum foarte bun de purtat seara și sticla mă duce cu gândul la un date night, dar per total pot să vă zic că este un parfum frumos și da, poți să-l cumperi blind pentru că nu are ce să nu-ți placă la parfumul acesta. Chiar sunt curioasă dacă l-ați testat și voi și cum vi se pare. Trecem la următorul parfum, care este acest parfum cu cireșe, Black Opium Over Red de la Yves Saint Laurent. Un parfum fructat gurmand, floral fructat gurmand, lansat în 2024 și haideți să vă spun și notele. Cireșe, mandarină verde în deschidere, în mijloc avem iasomie, floare de portocal și ceai negru, iar în bază avem vanilie de Madagascar, cafea, frunze de paciuli de Indonezia. Se simte ADN-ul acela. Avem aici Black Opium, originalul, dar pe lângă asta
Avem o aromă de cireșe foarte, foarte plăcută. Mi-a plăcut parfumul acesta foarte mult pentru că cireașa se simte mai mult timp în acesta. Față de celelalte parfumuri cu cireșe pe care le găsim, este o cireașă suculentă, este o cireașă coaptă, o cireașă aromată care ține mai mult. Ușor, ușor se blenduiește cu celelalte note, se simte o aromă de cafea, de vanilie, de cireșe, dar este cireașa asta atât de plăcută și mi-am notat eu aici că mi-a plăcut de la primul puf. Este o cireașă dulce, suculentă, aromată, intensă, un parfum dulce și cald și se usucă cu o vanilie caldă, dar oricum, cireașa ține destul de mult timp pe piele. Cred că mi-a plăcut mai mult acest Over Red decât Olympia Parfum pentru că nu am mai simțit aroma asta de cireașă. Este altfel de cireașă, nu este o aromă pe care am simțit-o și în alte parfumuri pentru că știți că este o nebunie cu cireșele, se găsesc în tot mai multe parfumuri. Ei bine, eu aroma asta nu am mai întâlnit-o și chiar îmi place foarte, foarte mult. Eu care nu mă dau un vânt după cireșe, nu prea am parfumuri cu cireșe în colecție, dar acesta chiar mi-a plăcut. Trecem mai departe la un parfum de la Lancôme de această dată. Este vorba despre La Vie Belle Rose Extraordinaire. Un parfum tot așa lansat în 2024, ambră floral. Și ca și note, avem o grămadă de note. În deschidere avem bergamot, frunze de tulpină, nu știu ce vrea să spună, cred că este bambus. Așa este scris pe fragrantica, dar frunze de bambus cred că au vrut să scrie. Portocală, în mijloc avem trandafir de damasc, trandafir, apă de trandafir și stânjenel. Iar în bază avem ambroxan, mosc, mușchi, note lemnoase și lemn de santal. Îmi place parfumul, da, nu pot să zic că pentru mine a fost ceva nou, așa m-a dat pe spate, dar îmi place și îmi plac toate flancărele La Vie Belle. Eu iubesc La Vie Belle, îmi place și originalul, îmi plac toate. Despre acest Rose Extraordinaire, îmi tot vine să-i zic O Extraordinaire, nu știu, cred că de la alte parfumuri. Avem ca și acorduri trandafir, mosc, citrice, lemnos, pudrat, ambrat, iris, da, florale, pământiu, verde. Așa se deschide. Și în deschidere mi s-a părut că simt ceva din Iris Absolu. Da, deci avem o deschidere, dacă ați testat Iris Absolu, avem o deschidere ce seamănă cu cea din Iris Absolu, doar că acesta se dezvoltă altfel, miroase a o dulceață de trandafiri, dulce, dar și proaspăt în același timp. Nu sunt trandafirii aceia de dulceață, simt niște trandafiri tinerei și dulci. Îmi place parfumul, v-am zis, nu este ceva nou, dar este un parfum feminin, romantic, dulce, sticla asta este extraordinară, este foarte frumoasă. Îmi place foarte mult sticla, este un parfum frumos. Ce poți să zici despre La Vie Belle? Dacă vă place La Vie Belle, cu siguranță o să vă placă și acesta, chiar dacă are foarte mult trandafir, nu mi se pare că este deranjant nimic. Da. Olympia Parfum, aș cumpăra o sticlă full size de Olympia Parfum, nu știu ce să zic. Îmi place parfumul, dar regăsesc aroma aceea și în alte parfumuri, v-am zis că mi se pare că seamănă și cu Zenobia. Găsesc și în Born in Roma Intense, Valentino Born in Roma Intense, aroma aceea de iasomie, tot așa, o iasomie caldă, sexy, vanilată, dulce. Nu știu dacă l-aș lua. La cum sunt de obicei reducerile, valurile astea de reduceri pe Military Shop, probabil că dacă l-aș găsi la o ofertă bună vreodată, l-aș lua în colecție, adică l-aș purta cu plăcere dacă l-aș avea,
dar nu știu dacă mi-aș lua chiar acum o sticlă, pentru că pentru mine nu a fost ceva așa nou. Dar este un parfum frumos și chiar vă recomand să-l testați. Trecem mai departe și vorbim despre Aqua Allegoria Flora Bloom de la Guerlain. Am testat chiar și varianta, cum se numește? Stați așa. Se numește Aqua Allegoria Flora Bloom Forte, dar mi-a plăcut mai mult acesta simplu. Acela parcă avea ceva prea puternic, iar Flora Bloom simplu este ceva mai light, mai luminos, mai tropical și mi se pare un parfum foarte frumos. Nu știu cum se numea, mai era unul pe care l-am testat și mi-a plăcut foarte mult, Orange Solea. Deci Flora Bloom și Orange Solea sunt două parfumuri, două alegorii pe care mi le-aș dori în colecție. Deci Flora Bloom este un parfum cu mango, bergamot și lămâie în deschidere. În mijloc avem tuberoză, trandafir, stânjenel și violetă, iar în bază avem nucă de cocos, mosc și lemn de santal. Un parfum proaspăt, luminos, tropical, foarte plăcut. Mi-am notat eu aici că este un floral tropical, dulcic, plăcut, cremos, luminos, puțin floral și proaspăt. Chiar îmi place parfumul acesta, îmi place foarte mult și, de exemplu, Orange Solea l-am testat și pe el, este o portocală atât de suculentă, dar acesta este ceva mai dulce, Flora Bloom este ceva mai dulce, este mai tropical, îmi place, mi-ar plăcea să l-am în colecție pentru perioada caldă. Pentru primăvară-vară chiar este un parfum foarte frumos. Haideți să trecem la următorul parfum despre care voiam neapărat să aflu mai multe. Voiam neapărat să-l testez pentru că m-a cucerit sticla aceasta de când a apărut. Este vorba despre Alien Hypersense. Haideți să vă zic acordurile și să știți că am observat că acordurile pornesc de jos în sus. Când vă uitați pe Fragrantica, avem așa: proaspăt, floral, citric, dulce, pudrat, fructat, ambrat, mosc, floral, belemnos. Partea de sus este cea care, cum să zic eu, deci parfumul se dezvoltă treptat și toate etapele lui, dacă ne uităm la acordurile de pe Fragrantica, sunt de jos în sus. Deci deschiderea, cum ar veni, este jos. Și se usucă lemnos, flori albe, așa este. Ca și note avem pară și mandarină verde. Chiar este o deschidere citrică, fructată, un pic efervescent așa. Foarte frumoasă este deschiderea, îmi place foarte mult parfumul. În mijloc avem iasomie sambac și iasomie indiană. Și în bază avem cașmeran, lemn ambrat, mosc și lemn eșuat. Da. Este un parfum frumos, îmi place foarte mult deschiderea, este luminos, este mai ușor decât cel original și mă duce cu gândul la un alt parfum de la Mugler, mă duce cu gândul poate la O Extraordinaire, ceva de genul, mă duce cu gândul la un parfum pe care eu l-am în colecție și este ceva mai vechi și este discontinuat, doar că aici avem și o deschidere așa proaspătă, fructată, citrică, efervescentă. Mi se pare un parfum foarte frumos pentru primăvară și vară. Eu nu pot să zic că întind mâna după Alien cel original, pentru că mi se pare un parfum așa de ocazie, mi se pare un pic așa cam sobru, sau poate că nu este atât de potrivit pentru mine în această perioadă. Dar acesta, Hypersense, mi se pare mult mai potrivit pentru mine, este mai jucăuș, este mai ușurel, îmi place parfumul, chiar mi l-aș dori în colecție, chiar da, merită o sticlă full size. Am terminat cu parfumurile, cu noile lansări 2024 și trecem la următoarele parfumuri, mai am aici 4 decanturi despre care vreau să povestim și haideți să începem cu acesta, Lorenzo Villoresi, Tent de Neige. Este un parfum foarte pudrat. Este
cred că capăt de listă la parfumurile pe care le-am testat eu pudrate, deci nu am testat un parfum mai pudrat decât acesta. Are ca și note pudrate, avem, m-am dat pe mâini, o pudră de make-up, trandafir, ilang, ilang, vai, este o deschidere cu pudră de make-up, cu zahăr. Ușor necăcios este parfumul la început, mai ales dacă dai câteva pufuri, cum fac eu, cum am făcut eu. L-am folosit chiar aseară, l-am mai testat și înainte, dar l-am folosit aseară și am folosit prea mult, deci m-a făcut să tușesc și îl simțeam și dimineață pe mine. Este foarte puternic, foarte puternic. Avem trandafir, ilang, ilang și iasomie în deschidere, trandafir, babe tonka, note florale și iasomie. Și în bază avem heliotrop, mosc, trandafir, zahăr și iasomie. Dacă vă plac parfumurile pudrate, dulci, cu siguranță o să-l iubiți pe acesta. Mi se pare și un pic uscat așa, deci nu avem nimic juicy, decât dulce. Nu avem fructe, nu avem nimic care să fie acolo suculent, nici măcar paciulii ca să fie ceva mai proaspăt. Deci este un parfum pudrat, cu flori pudrate, cu pudră de make-up și cu zahăr, asta e bine, pentru că avem o aromă de flori pudrate, zahăr. E plăcut parfumul, îmi place. Momentan nu mi-aș cumpăra o sticlă full size, mi se pare că are și ceva old așa în el, are ceva bătrânicios, are. Dar totodată îmi place parfumul, adică, nu știu, dacă l-aș avea în colecție sau dacă mi l-aș cumpăra, probabil că aș simți nevoia să-l port din când în când, dar nu foarte des. Nu foarte des. E fain, e frumos, îmi place, dar nu încât să vreau neapărat acum o sticlă full size. O să vă spun și ce mi-am mai notat eu aici despre el. O pudră densă, înecăcioasă inițial și dulce, un parfum pudrat cum nu am mai întâlnit de mult, prăfuit, bogat. Ușor se așează pe piele ca un buchet de flori pudrate cu pudră de make-up și zahăr, multă pudră dulce, este asemănat pe Fragrantica cu Iris de la L'Herbolario, dar nu mi se pare că are vreo treabă cu acela. Vreau în colecție, dar pentru că l-aș purta destul de rar, mai bine nu. Dacă vă plac parfumurile pudrate, dați-i o șansă pentru că, da, este un parfum pudrat cum se cuvine. E frumos, dar nu mi se potrivește neapărat mie în acest moment. Trecem mai departe la un alt parfum, se numește Jory, al doilea parfum de la Cajal pe care îl testez și de această dată pot să vă spun că este total diferit, ca și calitate, ca și intensitate de almaz pe care l-am testat data trecută. Oricum îl ajută și notele, ce-i drept, acesta este un parfum potrivit pentru perioada rece, almaz mi s-a părut mai potrivit pentru perioada caldă, iar acesta este lansat în 2018 și are ca și, este un ambră floral, are ca și note, are o deschidere condimentată, nucșoară, cuișoare, chimbir, piper, bergamot, lămâie. În mijloc avem ilang ilang, floare de portocal și trandafir, iar în bază avem miere, tonka, vanilie, paciuli, mosc și cedru. Clar un parfum pentru perioada rece, un parfum mai condimentat, cald condimentat, un parfum dulce, este un parfum frumos, îl duc în zona aia de Angel Share, de Hermes, poate și în zona asta de Caltat Night de la Attar Collection, deci un parfum pentru perioada rece, foarte frumos, unisex, nici nu știu dacă este de damă, dar îl văd unisex, mi se pare așa un parfum destul de puternic și impunător. Dacă vă plac parfumurile astea condimentate, calde, dulci, te îmbracă, te învăluie în perioada rece, puternic, persistent, încercați Jory. E foarte frumos, chiar îmi place și merită o sticlă full size, cu siguranță.
Și următorul parfum este Caltat Night de la Attar Collection, un parfum care a fost foarte iubit în perioada rece anul acesta. Asta pentru că se duce în zona asta de parfumuri care urmează trendul, cum a fost și Angel Share, cum a fost și Camra, cum a fost și Hermes, Ambră Narghil. Este un parfum cu scorțișoară, un parfum cu cireșe, asta și are el diferit, are cireșe și chiar îmi place parfumul ăsta. Este dulce, 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 cald, condimentat, cu izul acela de cireșe, un pic buzi, aș spune. Avem scorțișoară, cireșe, vanilie, paciuli, măr roșu și mosc alb. Foarte frumos este, foarte frumos. Dacă ați testat clonă de Ambră Narghil, dacă ați testat Ambră Narghil, dacă v-au plăcut parfumurile ca și Angel Share, dacă v-a plăcut Camra, dacă v-a plăcut, nu știu, parfumurile astea ambrate, calde, buzi, care au fost la modă, să zic așa, Caltat Night are cireașa asta plăcută. În plus, e foarte frumos, foarte frumos, scorțișoara este foarte plăcută, iese în evidență, este și dulce, este și aromat, da, frumos parfum. Și am rămas fără baterie, pentru că, de ce nu, cu două baterii, am rămas fără baterie, dar filmez cu telefonul, pentru că mai aveam un parfum despre care voiam să vă povestesc, este vorba despre Morph Iconic. Un parfum despre care pe Fragrantica se spune că are note lemnoase și note florale. Da, mi se pare parfumul acela foarte potrivit primăvara, dar pe site-ul oficial ne spune că ar avea și ceva note spicy, lemn de santal, note florale, niște flori albe. Așa și este, nu mi se pare un parfum spicy, mi se pare un parfum lemnos, cremos, floral. Chiar este un lemn de santal cremos, cu flori albe, un parfum delicat, unisex. Este un parfum unisex și așa îl văd și eu. Și miroase tare, tare bine. Merită o sticlă full size, merită o sticlă full size dacă vrei un parfum floral, lemnos, cremos pentru primăvară. Nici nu este un parfum pe care să îl vreau neapărat în colecție. Îmi place cum miroase, e plăcut, l-aș purta cu plăcere, dar nu mi-aș lua acum o sticlă full size. Da. Cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest clip, spuneți-mi și părerile voastre în comentarii, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și toate cele, v-am spus la început și nu vreau să vă plictisesc cu asta. Noi ne vedem în curând cu un video nou, v-am pupat, pa, pa!